Salutare tuturor mea și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Sam. Înainte să începem, vreau să lăsați un like dacă vreți să continuăm cu seria și desigur să dați un share, să vă abonați dacă nu sunteți abonați încă. Bun, ce vreau să încep cu lucru cel mai interesant. Ieri, tot pe la ora asta, aveam cu 10 mai puțin, acum suntem mai mulți. Deci ceea ce înseamnă că este un progres și probabil m-ați ascultat cei care ați urmărit videoclipul. Hai să vedem ce progres o să fie până mâine seară, să vedem câte persoane o să intre. Să vedem dacă în fiecare seară o să facem câte un mic progres. Este a doua dublă, mai înainte am fost 39 on. Este a doua dublă că am pățit-o ceva. Bun, este un eveniment de tip DM on. DM event, auzi, este un eveniment de tip DM on. Ce? Bun. Hai să participăm și noi la acest eveniment, nu știu câte minute mai sunt din event, undeva la 3 minute. Da, n-am pus muzica pentru că alături de noi este Spinner care s-a pus AFK și este AFK. Da, este helper la noi pe server. S-a pus AFK, nu știu ce să fac, nu am avut cum să-l atenționez când încep filmarea, dar poate revine pe timpul filmării, cine știe. Bun, hai să facem și noi niște kill-uri, adică acum nu cred că o să avem șanse să facem kill-uri, că am intrat destul de târziu la event, ceea ce e adevărat, dar na. Bă, deci, mi se pare chiar șmecher această chestie, că am progresat de aseară. Hai să vedem, v-am spus, să vedem cât progresăm și mâine seară. Acest episod o să-l puteți vedea în fiecare, de fapt, acest episod. Episoade din seria de sample puteți vedea în fiecare zi la ora 2 după amiaza. Adică dacă nu va să fie în fiecare zi la ora 2 noaptea, cred. Adică va da, poate să fie. Nu știu de ce îmi dă mie mesaj shaurma, adică nu sunt pe contul de admin în primul rând. Și în al doilea rând, Ștefan a fost luat atât în viver. Ok, chiar m-aș ziceți lui, stai, ziceți lui Shaorma că Ștefan a fost luat la teste tu ca să nu, dar de fapt las. Spumează aerea, să vedem dacă e Gabi on. Gabi on. Să vedem dacă e Gabi on, adică, na, știe cine e, băs. De asta dau report așa, ok. Spumă lui Shaorma și zic că am făcut tu pe Ștefan că să nu mai spameze pe SMS că nu știe că i-am făcut tu. Închide. Corect, ok, s-a terminat evenimentul. Văd că Spinner a luat net down, adică i-a căzut net-ul. Bă, nu știu dacă o să avem muzică pe fundal episodul ăsta. Cred că de episodul următor o să reluăm muzica pe fundal. Dacă nu suntem cu cineva în conferință, da, i-a picat netul din păcate, asta e. Bun, a câștigat Aim Darius Gamer cu 13 kill-uri. Noi câte kill-uri am avut? Am avut și noi 6 kill-uri. Cred că dacă stăteam la început, poate câștigam. Da, mă spamează iurea, n-am ce să-i fac. Bun, care este faza? N-am avut timp să mai stau făcând sau să joc off-camera pentru că, da. Poate dacă o să am timp o să joc F-camera, dacă nu doar pe live-uri și chestii de genul. Hai să dăm așa, ID 34 DM. Da, măcar... poate dacă mai face DM, hai să vedem dacă face DM pe mine. Ok, face DM pe mine, o să primească DM de la Gabi. Gabi, ID... 34 face DM. Ah, ok, se uită Ștefan. Am dat și report greșit. Hai să mai facă DM ca să-l vadă Gabi. Ok, a venit Ștefan. Corect. Da, prima oară vine un helper. Dacă nu este un adminon, dar văd că a fost adminon și helperul îi spune la player: te rog frumos să nu mai faci DM, next vei fi sancționat. Dar a fost un adminon, dar helperul, după cum știți, este obligat să vină. Bine, n-aveți vreo să știți. Hai să ne spamăm ăsta și după să dăm pe locate. Stai așa că văd că a revenit. A revenit Spinner. A spus că avea probleme cu netul și a dat el restart la net. Da, ok, ceea ce am spus și eu. Bun, este în timpul școlii, vedem în weekend care este treaba, adică începând de mâine seară. Hai, salut Spinner, vezi că nu te auzi deloc.
cred că te-ai pus pe mut sau nu știu ce ai făcut. Bun. O să mergem acum. Avem deja jobul de Fisherman. Da, ok, tot are probleme cu netul. O să mergem la jobul de Fisherman, să mai muncim un picuț, pentru că suntem la început și trebuie să facem bănuți corecți. Chiar așa mi se pare corect. Da, videoclipurile, episoadele să fie undeva la 15 minute fiecare episod. Mai vedem ce mai facem pe episoade, o să fac giveaway-uri cu episoade, o să fac tot felul de chestii. Ia uitați câte fageuri sunt pe aici. Bun. V-am spus, abia aștept să vedem mâine seară cât o să fie, să vedem dacă este un progres sau nu, depinde de voi. Bun. Haideți să mergem la fiș, după cum am mai spus, de minim 10 ori. Ok, da, acum i-a căzut netul definitiv. Bun. Înainte era și om pe Skype, tot când i-a căzut netul, dar nu i se trimitea mesaj, dar acum văd că... Și eu și de pe Skype. Wow, ca cui casa asta? Hai, noroc, mă, chistol. Bă, să dăm și noi un rent, nu știu unde, dar... Parcă aș da un rent undeva pe Vinewood. Sau chiar nu știu. Sau la casele de donatori. Da, dacă nu știți, există case de donatori. Cei care vor să cumpere o casă cu bani reali au loc special, adică loc special. Un loc, sunt mai multe locuri pe Vinewood, ori în locul ăla. Bine, vă dați seama că pe Vinewood prețurile sunt mai scumpe. Dar dacă puteți munci să faceți bani, de ce nu? Că nu costă așa de mult. Cei care nu au chef să muncească poate să doneze. Cei care nu, baftă la muncit. Norofen la putere. Ce? Asta cum mi-a scris mie? E pe aici? What? Seriously, no. How the fuck this guy said to me that? What? Aerosol e slab. Gabi, răspunde. Wait a minute. What? Omul ăsta e spec pe mine, voi vă imaginați, nu? Wait a minute, motherfucker. Să mă uit un pic undeva. Cine este Nurofen? E spec pe mine, what the fuck? Nurofen, Nurofen. Sau cred că e... Ah, e clar! Iar cred că se distrează Crystal data ta. Mi-amintesc ce prost. Mi-amintesc că am pus un pariu cu el. Am pus un pariu că mi-am zis că nu are cum să mă sperie pe mine în timp ce filmez. Dar nu mi-a trecut nicio secundă... cred că am închis filmarea, ce? Nu m-a trecut nicio secundă prin cap că o să știe. da. Da, fiecare admin are un cont secundar pentru a testa abilitățile helperilor. Bine. Fiecare admin owner mă refer, adică Gabi nu știe. Mă refer Crystal, adică nu că nu știe. Crystal are un cont, a spus că mai are chef să verifice din când în când helperii și... A intrat aici pentru că vor să vadă cum reacționează când un player pune întrebare pe cât și mai multe chestii. Da, este, na. Ținem foarte mult, foarte mult la respect și chestii de genul. Adică, cel puțin, adminis, organizați prea bine pe server. Adică, așa zic eu. În fine, ok, casa asta e luată de fratele Andrei Jr. Rent room, ne-am dat un rent corect aici. Ce ai făcut? Să dăm change spawn. Să alegem pe... Da, e pe house, perfect. Bun, să ne parcăm și mașina noastră aici. Bun, și acum să mergem, dăm un fil și mergem să muncim corect la jobul de fisherman. Mai muncim și noi așa un pic corect, 2-3 minute, câte minute, 9 minute, 47 de filmare. Mai muncim și noi 5 minute la fisherman. Dar m-am zis, trebuie să dăm și fil. Da, o să vedeți că apă stop des. S-a obișnuit pe contul de admin să verific playerii. Azi au fost
45, 46. Corect, mi se pare corect. Evoluăm, de ce nu? Ideea e, cred că o să joc și un pic off-camera, adică s-ar putea să mă puteți vedea off-camera. Ca să fac și eu, pentru a cumpăra nivel 2 trebuie să fac 2 ore jucate. Și pe lângă asta, na, este o formă de comprimate sau sirop. Nurofen, nurofen, câfu. M-ai speriat, mane. Ți-am zis că ține. Am, da, de fapt, i-am zis că nu o să țină, da. Na. Ah, acum mă gândesc de ce a pus nurofen pentru că aerosol. Da, te hirizi, abia acum am prins. Da. Bă, câți bani avem noi? Uite, avem undeva la 98k. Bă, nu știu, adică... Să zicem că undeva într-o săptămână să avem undeva la 5k. Păi bine, dacă mergem la barbut, poate merg la barbut pe un live corect, dar nu știu sigur. Depinde. Deci, am luat-o și greșit în primul rând. Da, cred că o să facem o tură sau două de fiș cât mai avem timp. Mă cer, mă cer, pam, param. Trebuiam niște muzică pe fundal corectă, mi se părea mai ok, da. M-am spus, a fost treaba cu spinner, da. Dacă nu-i merge netul, ce am să fac, am să mă plâng. A, frate, lasă. Se mai întâmplă și la case mai mare, ok. Da, bun, ai zis dacă nu mai zis spinner. Ah, ok, n-a zis. Ah, ok, bun. Da, mi-a zis ceva dânăgă și a trebuit să răspund. Pentru că trebuie să vorbesc cu scripterul, indiferent de situație, mi se pare chiar normal. Bun, hai să dăm un rent boat mai aproape și să mergem să facem... Bă, hai să vedem dacă putem să prindem kilogramele maxime și... Na. Merge și fără rețetă? Nu. Ia uite-l pe fratele ăsta, ce faci, mă? Hai, noroc, fratele de job. Sănătate, spor. Spor. Corect. Colego. Da. Colegu, colegu, colega, colegu. Luăm... A, 35 de kilogram. Mai rău nu se putea. 31 e minim sau 30. L-așteptăm și pe colegul sau nu l-așteptăm și pe colegul? Hai să l-așteptăm și pe colegul pentru că suntem niște colegi buni. Să vedem dacă vine. Cos. Tel. Bi. Ju. Cos. Tel. Bi. Ju. Tana. Na, fratele, colegul pletosul nu mai vine, îmi pare rău. Tel. Ia să băgăm un pic de speed. Un speed corect. Hop, țac, pac, poc. Și dăm comanda selfish. Hai să mai facem o tură de fish, că mai avem timp de o tură de fish. 17k, da. Perfect. Cred că o să las un pic a făcut peste noapte. Nu știu sigur, vedem. Depinde. Eu trebuie să mai muncesc la panel acum, pentru că trebuie să facem dealer și pe panel, gen câți kilometri și cât așa, pentru că multă lume întreabă și na, trebuie să avem. O să munc, da, nu o să dureze mult, undeva la jumătate de oră să fac site-ul, adică categoria la panel. Dacă, probabil până postez, adică sigur până postez videoclip, o să fie gata, așa că puteți verifica panel, o să vedeți că a fost adăugată categoria dealer și bine, acum o să dureze totuși, pentru că o să trebuiască să mă informez cât prinde fiecare mașină, prețul din dealership, adică na, nu e greu, da, na. E chiar ușor. Bine, undeva la o oră durează, ba nu, cam așa, jumătate de oră.
Poate detaliile scrise acolo corecte. Bun, hai să dăm un rent boat. Bun, hai să întreb, hai să mai, adică deja helper știu cine e. Costel. Costel. Acum știu cine sunt. Să cât să muncesc la job, nu am admin ca să îmi dau bani ca tână. Acum probabil nu se crede chiar admin, își dau bani. Sau, acest nu se duce la cos. Acest nu se duce la cos. LOL. Oh, 54 de kilograme corecte. Bă, mi se pare ok. Adică așa, o să luăm undeva. Păi dacă am luat 17k și ceva pe 35 kg, o să luăm undeva la 24k. Cam așa. Deci fiți atenți că cam 24k sau 25k aproxime. Ju Fraiere. La tara sistemul. Și câmuful cristal. Da, vă dați seama că după asta o să scoată din mine, adică e și logic. 27k, n-am aproximat cum trebuie. Bă, încă o dată vă reamintesc, dacă vă place această serie, nu uitați să lăsați un like, dați un share, dacă sunteți noi pe canal, nu uitați să apăsați și butonul de subscribe. Eu v-am salutat, sunt Pisaul.